Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Fetele se maturizează mai rapid decât băieții, de aceea, în general, caută parteneri mai în vârstă decât ele. Așa că dacă vrei să ai vreo șansă cu fetele de vârsta ta, trebuie să identifici lucrurile care te fac să pari imatur. Astăzi am să-ți arăt 5 astfel de lucruri pe care s-ar putea să le faci, care în ochii fetelor te fac să pari un simplu copil pentru care nu merită să-și irosească timpul. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru care te face imatur este că ești un plângăcios. Pui la suflet orice vorbă mai dură, nu știi de glumă, îi vorbești pe alții pe la spate și te plângi mereu de viața ta. Toate aceste lucruri arată lipsa încrederii de sine și asta te face să pari imatur. Trebuie să realizezi că în viață o să dai de situații care o să te pună la pământ, de oameni răi și ca să treci peste trebuie să dezvolți o anumită tărie de caracter. Dar îți spun eu că tu ești mult mai puternic decât îți poți da seama și poți face față cu brio acestor obstacole pe care le întâlnești dacă ai curaj și cauți soluții în loc să te plângi. Cu alte cuvinte, fetelor nu le plac băieții papă lapte prea sensibili care se plâng tot timpul. Al doilea lucru care te face să pari imatur este că te îmbraci numai în culori deschise. Bineînțeles că poți avea în garderoba ta și haine în nuanțe deschise care merg mai ales vara, însă dacă vrei să fii perceput ca serios și matur, e important să te îmbraci în culori mai închise. Culorile închise denotă o anumită seriozitate pe care culorile deschise nu o au. De aceea bărbații mai în vârstă se îmbracă în negru, în gri, în maro. Nuanțele mai deschise sunt asociate cu tinerețea, cu perioada copilăriei. De aceea nu o să prea vezi băieți la 6-7 ani îmbrăcați într-un outfit complet negru. Așa că dacă vrei să fii perceput ca un om serios, îmbracă-te în haine închise. Al treilea lucru care te face să pari matur este că ceri mereu aprobare. Tu nu iei niciodată decizii, lași asta pe seama altora. Învață să gândești singur, să gândești pentru tine și să adopți responsabilități în loc să-i lași pe alții să o facă, iar asta te va face să pari extrem de matur. Și nu doar să pari, pentru că atunci când ai curajul să te rupi de lanțul părinților sau al altor oameni care te-au controlat până acum, vei ajunge la un cu totul alt nivel. Dacă ții viața în propriile mâini, oportunității se vor arăta nu doar din partea fetelor, ci și pe alte planuri importante pentru tine. Ca să treci la etapa următoare și să devii un om matur, nu mai trebuie să ceri aprobarea lui mami și lui tati ca să faci ceva exact cum fac copiii mici. De asemenea, un alt lucru care te face să pari imatur în ochii fetelor este că le vezi ca pe o figură maternă. Adică vezi o fată fix ca pe o mamă, să ia deciziile în locul tău, să aibă grijă de tine, să îți spună ce e bine și ce nu e bine, în loc să preiei tu inițiativa. Deci, ca să fii un bărbat matur, e nevoie să-ți asumi deciziile pe care le iei și să nu mai depinzi de alții. Al patrulea lucru care te face imatur este că fluieri sau claxonezi fetele pe stradă. Hai să spun de ce nu e bine să faci asta, pentru că pe ea o face să se simtă inconfortabil, iar pe tine nu te va ajuta cu nimic, adică nu e ca și cum ar spune: ah, uite prințul meu pe cal alb, a venit să mă fluiere. Nu așa funcționează lucrurile. Înțeleg, îți place de ea, îți place cum arată, du-te și vorbește cu ea, du-te și fă-ți o introducere. Poate chiar ajungi să iei numărul și asta e o interacțiune mult mai productivă decât să o fluieri sau să o claxonezi pe stradă. Și în final, al cincilea lucru care te face să pari matur este: ai impresia că pământul se învârte în jurul tău. Nu ai mereu dreptate, nu le știi pe toate și nici nu ești cel mai tare din parcare. Când ajungi să conștientizezi că există mereu loc pentru a te îmbunătăți, atunci ești cu adevărat matur. Trebuie să fii conștient că în societatea asta există o grămadă de oameni cu opinii diferite de ale tale și să fii deschis în a îi asculta și posibil să schimbi părerea dacă crezi că au mai multă dreptate. Faptul că te crezi buricul pământului și că le știi pe toate este o dovadă clară de imaturitate. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi lăsați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu! Pa, pa!